Reprezentanții ai asociațiilor de locatari și de proprietari din orașul Mioveni s-au întâlnit în sala de ședințe a Consiliului Local împreună cu conducerea primăriei și consilierii locali pentru a dezbate probleme esențiale pentru comunitate. Domnule viceprimar, ce a fost trecut pe ordinea de zi? Inițial, atunci când am stabilit și am conceput acest proiect pentru buget, pentru lista de investiții sau bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local, am zis să facem o dezbatere publică, special cu administratorii, pentru că dânsii cunosc cel mai bine problemele din zonele unde locuiesc dânsii și au, dacă vreți, acel barometru al zonei. Între timp, pe ordinea de zi au mai apărut și alte puncte, pe lângă prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 și a strategiei de dezvoltare a orașului Mioveni pentru perioada 2014-2020. Au mai apărut acele puncte legate de problemele care au intervenit în urma zăpezilor, dezăpezirea și cu precădere a țurțurilor care s-au format în anumite blocuri care au șarpantă și mai cu seamă cele care sunt în imediată apropiere a aleilor de trecere, a trotuarelor din orașul Mioveni. Un alt punct de pe ordinea de zi a făcut referire la datoriile către furnizorul serviciilor de apă și canal, SC Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL.